Membrii PNL din cadrul Consiliului Local Ovidiu au o problemă de comunicare cu colegul lor de alianță, primarul PSD, George Scupra. În ședința publică a Consiliului Local de marți, aceștia au venit cu mai multe propuneri asupra cărora nu se căzuse încă de acord. Această nominalizare, după cum v-am pus și documentele la dispoziție, a fost anunțată la ora 12:55. A intrat acea hârtie în primărie, în condițiile în care ședința de Consiliu a început la ora 1. Există documente, nu putem vorbi decât pe baza documentelor. Pe data de 26 am avut o întâlnire, să-i spunem USL, o întâlnire între toți consilierii PNL și PSD, o întâlnire la care practic nu s-a stabilit nimic, pentru că noi așteptam un document pe care trebuiau să ne-l pună la dispoziție până la ora 5:30. 17:30. Există o foaie cu niște semnături ilegală, v-am pus-o la dispoziție și pe aceea, pentru că acea foaie cu semnături nu prezintă toate semnăturile, eu am originalul unde nu semnează toți consilierii, iar la ora 12:55 am primit o altă foaie în care este semnată de către toată lumea. Fără să se țină cont de părerea primarului, consilierii PNL au mers mai departe. De către inițiator, de către domnul primar, proiecte pe care vi le-am spus și mai devreme, iar noi, împreună cu colegii din PSD, așa cum am discutat și vineri la ședința USL, am inițiat câteva proiecte de hotărâre. Păi ce să mai negociem din moment ce a semnat și dumnealui pe acest protocol al USL? Uitați, este semnătura domnului celor doi președinți, copreședinței USL Constanța, domnul Gheorghe Dragomir și domnul Nicușor Daniel Constantinescu, și este și semnătura domnului George Scupra. Așa cum era de așteptat, situația a devenit confuză la un moment dat și consilierii au început să discute în contradictoriu. Vreau problemă, o să atace prefectul județului Constanța în contencios ce hotărâre să dea. Dar nu e vorba de putem să facem chestia și fără protocol la mijloc. Nu-i faci fără protocol. Păi că bineînțeles. Domnul, poate există ceva din punct de vedere juridic. Dar nu o să accept un proiect de hotărâre făcut pe genunchi. Domnul primar a inițiat 10 proiecte și sunt bune. Asta e inițiat. În cele din urmă s-a decis înlocuirea viceprimarului, s-au făcut buletinele de vot, iar consilierii și-au exprimat opțiunea. Penelistul Iulian Leonte a devenit noul viceprimar al localității Ovidiu. Chiar dacă nu este de acord cu succesiunea evenimentelor, primarul George Scupra a declarat că știe să piardă o bătălie, dar asta nu înseamnă că nu va câștiga următoarele lupte.